un jurnalist se spune mai întotdeauna că este un cârcotaș care nu aduce în atenția opiniei publice decât partea neplăcută a lucrurilor. Ziaristul este însă un om care încearcă să fie obiectiv și să descopere și partea frumoasă a lucrurilor când acestea există. Și există, de foarte multe ori, dar poate nu reușim noi întotdeauna să o găsim. După un succes răsunător al acțiunii pentru tineri, intitulată sugestiv Viitorul ești tu, Romașcana Oana Bulai vine cu un nou proiect de mare impact social și emoțional, Mamă la puterea a doua. Un proiect de suflet care a reușit să adune, duminică 8 martie, peste 60 de doamne care și-au dorit din inimă să fie lângă un copil aflat în grija statului. 60 de copii care, deși au de toate, le lipsește un lucru de care orice ființă are nevoie, căldura și mângâierea unei mame. Și toate aceste 60 de doamne din Roman, București, Piatra Neamț, Iași și din multe alte locuri au răspuns la chemarea Oanei Bulai, fost subsecretar de stat în Guvernul României, de a fi pentru câteva ore mame adoptive pentru tot atâția copii, adolescenți și tineri crescuți în centrul de plasament Familia Mea din Roman. Adunarea s-a dat duminică 8 martie la sediul central Romanița, acolo unde au venit să-și cunoască mamele și bunicele adoptive, chiar de ziua lor, cei 60 de copii. O zi în care și doamnele cu brațele încărcate de pachete au preferat să primească un zâmbet cald și timid, o strângere puternică de mână, o îmbrățișare sinceră de la cei care zile, nopți și ani pun capul pe pernă, fără a avea cui spune mamă. Fiecare copil și-a cunoscut mama adoptivă și s-a lipit de ea pentru a sorbi cu nesaț dragostea. Cine cu drag te-a legănat în brațe, cine te-a purtat? Cine de mic somnul ți-a vecheat? Când ai căzut, te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrima. Doamnele de la centru, care... Da. Ai, ce bine că ați venit, mă bucur să vă cunosc. Copiii, să știți că sunt foarte încântați. Vă faceți treaba extraordinar. Felicitări! Foarte mult, e un lucru foarte mare că sunt încântați și bucuroși. Da, hai să-ți se face. La mulți ani, Oana, te-am recunoscut de poză. Bună,
Copilașul Ionuț Oangea. Ionuț Oangea? Așa te cheamă, o evidență? Dar el e mai timid. Bravo! E mai serios. Da, noi... Rusu Andrei, să nu plecați, să facem o fotografie. Mămicilor, dar stați îngrămădite, haideți mai încoace. Rusu Andreea. Doamna Rusu Andreea. Este doamna Rusu Andreea? Să nu o văd. Andreea Rusu? Trec la următoarea. Alexandra Mărtinaș? Așa. Nuțu Eduard. Eduard. Nuțu Eduard. Aici. Așa. Bate baba. Bravo. Nuțu Eduard. Hai cu ajutor la doamna. Ioana Iordache, Ioana, te-am văzut. Trofim Petronela, v-ați găsit, gata, perfect. Ramona David, Ramona. N-am văzut-o. Parchează, parchează. Adina Luncanu, Adina Crengaș, le-ai văzut? Sunt toate mai toate trei? Bine ați venit la noi, Oana, încântată. Oana, o cunoașteți doamna ta frumoasă? Ce la voi? Ce că au crezut Lidia că Lidia Baldan. Da. E parchează. Laura Mihaiu. Așa. Ioan Nuțu. Ioan Nuțu. Ia uite aici la doamna Laura. Năstase Gabriela, mămică. Năstase Gabriela. Este? Așa. Rotaru Iulia Vasilica. Vasilica Rotaru. Rotaru Iulia Vasilica, așa. Bun, gata, ne-am găsit. Mărioara Tiba. Ioana Oprea. Ioana Oprea, uite-mă, mizifică de ea. Așa. Percă Bianca Ionela. Am văzut-o pe doamna. Ștefan Răducan. Ia uite-l aici, vino lângă doamna. Elena Kuzmanovic, Togan, Isabela. Isabela Togan. Isabela Togan. Felicitări. Ia uite la doamna. La doamna Florentina Moise. Ajungea până la final. Petronela Cobuz, este Petronela. Cojocaru Maria Moneta. Moneta. Cojocaru Maria Moneta. Așa. A, te știu și pe tine te știu. Petronela, ea este Maria. Dana, cu mămicile tale. Dochița Constanța. Ia uite, la doamna cumva. Ia uite aici. Constanța Sorina. Da. Așa. Tot aici, Cojocaru Florentina. Florentina. Da. Ia uite mai asta. Am zis. Cojocaru Florentina. Floredana Borta, mamica. A, acolo. Burta Lavinia. Lavinia. Iulia Munteanu, Zamfir Alina, Alina Zamfir, bună, aici, Iulia.
Ina Prodan, doamna Ina e aici. Fundeanu Andreea. A, uite Andreea. Doamna a venit de la Iași. Eu sunt de la Iași. Nu m-am venit. Doamna Carmen Meno aici. Așa. Bracon Mihaela. Bună, Mihaela. Ce faci? Mă bucur să te cunosc. Uite aici la doamna. Noi ne-am cunoscut, dar nu-i... Da? Da, e supărat. Doamna Angela. Da. Unde-i doamna Angela Adam? Așa. Iustina Bracon. Iustina. Iustina Bracon. A, uite, este la că dacă lipsesc, dar n-ai lipsit. Bună! Mona, doamna Mona Tidoarcă, aici. Nechita Alexandru. Alexandru. Bună, Alexandru, ce sportiv. Așa. Ana Aurelia Asman. Așa. Nechitei Nicolae. Ia, nu știai? Ai simțit? Doamna Lidia Munteanu. Lidia Munteanu. Daniel Lăcătușu. Daniel Lăcătușu. Oh, uite-l pe alții Daniel. El a venit printre smirca. Doamna Lidia. Am rezolvat. Vreți vă ajut? Cristina Flenchea, Cristina! Unde? Mamă mia, unde ești? Cristina Brunaru Georgiana. Georgiana. Hai, Cristina, îndrăznești să fii o ajutor în acolo. Este căzut-o? Doamna aia frumoasă. Gina. Gina Artemie. Gina e Tudora. Mică. Gina e Tudora. Gina e la poate. Tudor. Gina. Ciobanu Castile. Vezi să vină Ciobanu. Dar ce e așa timid, dar bine? Da, nu știu. Aida Weber. Aida Weber, mămică. Aida Weber. Ia uite, luminiță. Ce faci, luminiță? Te-am strigat. Imediat din rezolv. Luminița. Dana, luminița e la tine. Trofină, ne la luminița. Ia-i luminița, o știu de la Crăciun. Și-o iubesc pe asta mică. E dragă de moarte. Doamna primar, Dana. Așa. Aida Weber, mămică. Nu ajuns. Aida Weber, bună Lidia. Bună, Oana! Bună, Vasile! Hai să vedem Lidia! Sorina Marina! A, Lidia Baltag, Lupu Sorina! Eu! Sorina, bună! Uite, a venit și Lidia! Ce credeai că? Uite și Mădălina a venit! Ce știi până unde, Vasile? Mădălina, Elena Simona Trofin! Trofin, Elena Simona! Uitați-o aici, doamna! Trofin, Elena! Bună, Elena! Ce faci? Hai, face Cătălina! Bine ați venit, ne-ați găsit! Oprea Cătălina Mihaela! Ia uite, mă trecând ca și ea! Doamna Flora Ordean! Aici! Așa! Brudaru Petru Ștefan. Ia uite, mă, te-a găsit, mă. Și-ți vine și geaca, măi. Tu nici nu știi. Nu, asta e geaca, nu e? Da, știu, asta e, vine. Mă, sărută păpușica. Elena Simion. Așa. Așa. Violeta Căcu. Doamna Violeta Căcu. Nu a ajuns încă? Doamna Violeta? Da, da, aici. A, Violeta. Ți-ai schimbat culoarea la păr, Violeta. Stanciu Marian. Aici. Marian. Aici. A, vă trebuie. Să te-au de vorbă, da. Așa. Maria Miron Gavril. Aici. A, v-ați găsit? Copila
ascultat aici. Și acum Ionuț. Ionuț, nu te-am uitat. Vino în pace, Ionuț. Hai că am listă și pinsă, nu mă încurc. Am lucrat cu dublu listă să mă verific. Am și pe telefon. Așa. Brudarul Petru, copilașul Brudarul Petru. Așa, el, Ionuț și Brudarul Petru. Venit unii copilași. Ce ești? Petru Brudaru. Citelu. Așa, Cernica Florin. A, vino cu aici, Florin. Ai la doamna, da? Are și Ionuț ceva pentru tine. Ia uite, are și Ionuț ceva pentru tine. Stanciu Marian. Ești băiat frumos. Matei Valeriu. Ia uite și tu. Valeriu doar la tine. Matei Valeriu, hai. Așa. Silviu Podariu. Bună ziua, domnule. Așa, Nechita Florin. Florin, așa, aici. Ionuț, uite-l pe Florin. Florin. Eusebiu Bordea. Așa. Ionuț. Eusebiu Bordea. Mihai Butnariu. Fernando. Toți copii. Sava Edward. Sava Edward. Hai. Ce ești cu 44? Doamne, v-ați rămas pe una fără cât de timp? Da. Stanciu și Cernica. Stanciu și Cernica. Așa, hai să vedem. Asta cine e? Cernica Florin. Cernica. Cele mai emoționante momente au fost acelea în care voluntarii, ei înșiși crescuți în orfelinat sau persoane care cunosc cazuri emoționante de oameni crescuți fără căldura unui cămin părintesc, s-au alăturat unui proiect pe care îl găsesc unic și de mare impact emoțional, acoperind tocmai nevoia de dragoste a acestor copii. Este cazul pietreanului Ionuț Ursu, cunoscut în toată țara și în afara ei pentru proiectele de voluntariat menite să-i ajute pe cei care nu au cum rosti cuvântul mamă. Toți copii. Sava Edward. Sava Edward. Hai. Ce ești cu 44? Doamne, v-ați rămas pe una fără cât de timp? Da. Stanciu și Cernica. Stanciu și Cernica. Așa, hai să vedem. Asta cine e? Cernica Florin. Cernica. Mă numesc Ionuț Ursu, sunt din Piatra Neamț și proiectul doamnei Ioana e un proiect unic. E un proiect de solidaritate față de copiii care au fost părăsiți sau au fost lăsați în centre de deplasament, fie din vina părinților, fie din că n-au putut să-i crească. E un proiect unic, deosebit, pe care ar putea să-l facă oricine, adică oricine, dacă s-ar gândi măcar un copil să ia în grijă, ar însemna ceva. Proiectul are scoate în evidență, practic, cu ocazia zilei de 8 martie, ca orice doritor, orice om din țara asta, să ia un copil pentru o zi, două în... Am înțeles eu bine de la asta, tu ai crescut în orfelinat. Da, am crescut 26 de ani și am terminat studiile și acum sunt activist, lucrez în ONG, sunt specialist în dezastre, da, pe domeniul... Nu, cum să mă contactez? I-am văzut pe Facebook și am răspuns că vreau și eu și prietena mea să participăm. Nu, deci nu ne-a chemat dumneai. A fost așa, pur și simplu s-au adunat oamenii. Din instinct. Așa. Acum ai luat înțiat, cum se spune? 10 copii am luat, da. Mă numesc Alisa. Sunt iubita lui Ionut. Am ajuns la acest proiect prin inițiativa doamnei Ioana Bulai.
Acest proiect mi se pare un proiect de suflet. Un proiect pentru copii aflați la nevoie. Și ne bucurăm că am venit și noi am fost prezenți și am ajutat cum am putut. Noi ne-am axat pe acești copii pentru că eu am trăit în sistem și vreau să le povestesc din experiența mea, dar și proiectele cu iubita mea pe care le fac, de ce să nu să le urmeze și ei. Și e foarte important să aibă modele în jurul lor și oameni după care să aibă ce învăța. Motivațiile mamelor adoptive sunt de regulă tot de ordin emoțional și ne determină să facem și gesturi care să bucure inimile pustite de dor ale acestor copii, care au, fiecare în parte, o poveste emoționantă, care se rezumă la o singură realitate. E greu, e foarte greu să trăiești ani de zile într-un sistem de protecție a copilului lipsit de afecțiunea ființei care ți-a dat viață.